Feciorul, bioenergoterapeut. Bună seara. Și maestru Mihai Vorochevici, numerolog. Să rămână și bine v-am găsit. Care să fie explicația? Acasă partenerul se poartă urât cu tine, dar în jur cu prietenii, apropiații, colegii de muncă este extrem de amabil. Manipulator. E manipulator. Da. Și plus că noi toți avem două fețe. Dar ei poartă măști în continuu. E foarte greu să demonstrezi că acasă se poartă urât dacă el este foarte amabil cu toată lumea. Corect, pentru că ăsta e manipulator. Deci în primul rând este manipulator, pentru că el, motivul pentru care face chestia asta este că este o relație toxică cu un partener care de fața lumii el e bomboana cea mai bună. Dar când ești cu el aparte, acasă, este și dur, și zgârcit, și de toate. Adică... Dar care e fața reală? Cea de acasă sau cea din Niciuna. Jurul prietenilor? Niciuna. Cu siguranță mai are o mască. Deci mai e încă una. Da. Dar exact. De ce? Pentru că ei la prima vedere par în regulă și toți cei din jurul lui îl laudă, deci nu are nicio treabă. Doar pentru că poartă această mască, că în momentul când ajunge acasă, el dă jos acest zid care îl înconjoară. Vrea să, cum să spun, să creeze părere bună despre el. Cred că e acolo o problemă cu psihicul. E cu pisicul, e cu piticul, e cu... Dar ăsta e manipulatorul. El acasă vine și creează stare de victimizare, stare de... Sau, manipulând, creează forma de victimizare pe partener. Ai înțeles? Sau, uite, de pildă, tu ești vinovată că tu nu... Dar de ce ai râs așa? Din cauza ta. Că din cauza ta, că eu nu pot să mă desfășor din cauza ta, că totul e vinovat oricine, numai nu el. Deci asta e una dintre probleme. La polul opus, cu tine, se simte că își permite și atunci când are această mască, el se simte în siguranță. Când se poartă urât? Când se poartă frumos. Când se poartă frumos. Da. Se crede că e în siguranță. Da, el se simte în siguranță, se simte pe picioarele lui și face aceste experimente. Pentru că pentru el, chestia asta sunt experimente. El are plăcere de a chinui pe cineva. Pentru că, cu siguranță, dacă stăm să ne uităm la parteneră când este în afara casei cu el împreună, aia e nefericită total. Pentru că ea, în primul rând, o vezi uimită de comportamentul lui. Nu-i vine să creadă. Nu-i vine să creadă că asta e partenerul ei. Sau să știi că există și femei care fac același lucru. Fac același lucru. Adică totul trebuie să fie eticheta. Restul nu contează. Nu contează. Dar nu poate să fie așa și acasă? Adică dacă depui acest efort cu prietenii, colegii, dar apropianții... Dar nu vrea să facă. Ce poți să faci în acest caz când ai un astfel de partener? Nu contează că e femeie, că e bărbat. Este, în primul rând, este recomandat să analizezi foarte bine situația. Simți că este doar stresat câteodată, da? Mă rog, dacă se comportă, să spunem, o dată la nu știu cât, îl simți că este stresat, că are o problemă poate la serviciu peste care nu poate trece, sau, mă rog, este, sau este relația voastră nu este solidă. Deci nu e ok. Ceva nu merge. În relație ceva nu merge. În continuare încearcă să te detașezi de această situație și să gândești la ceea ce simte el. Ok, poate că îl înțelegi o dată, de două ori, de trei ori, dar lipsa
mă rog, lipsa de atenție, că să stai să dădăcești unul cu traumele lui, că ei să știi că ăștia au o traumă interioară, psihică. Că o fi și sufletească, asta e cu totul altceva. Dar nu merită niciun partener să te comporți așa cu el, cu toate rănile tale, atâta timp cât să l-ai ales partener. Indiferent câte traume și probleme ai. Nu trebuie să ajungem, să ajungă acasă, să-și verse toate nemulțumirile pe care le are în suflet, în afara casei, fiind un tip care spui că nu-l atinge nimic și nimeni și nimic niciodată. Eu zic că doamna greșește. De ce, maestră? Pentru că nu-l pune la punct, n-am înțeles. Acolo, hi-hi-hi, și aici, au, care e treaba? Hai să vedem, care e motivul? E posibil păi nu că e, cred... să aibă o traumă chiar să fie aceste lucruri să se fi întâmplat în familia lui, cu părinții. Dar da, cred că e ceea ce spunea Lidia. Își permite acasă să facă acest lucru, pentru că probabil știe că e acasă, e spațiu sigur slabă. Și nu nimeni. Uite. Da? Că știe că știe că e slabă, știe că întotdeauna știi că pe cel mai slab poți să-l călărești în familie cât vrei tu. Și că va suporta și că, vezi, Doamne, îl înțelege. Da, până îl distrugi. Dar până la un moment, pentru că chestia asta nu... Nu cred că va ține. Nu ține la nesfârșit și n-ai cum să o rezolvi. Da, interesant. Bine, chestia asta trebuie... Vorbeam și în emisiunea precedentă. Trebuie discutat. Ok, ai o problemă la serviciu, poate că ai nevoie de ajutorul unui psiholog. Du-te, vorbește cu un psiholog dacă nu vrei să vorbești cu mine lucrurile. Dar nici descărcatul ăsta de la serviciu pe partenerul care stă acasă, care îl găsește acasă, să vii să-i spui toate alea și să-l încarci cu toate problemele tale, tu acolo, nefăcând nimic ca să îndrepți lucrurile, decât vii și vergi în... unde ți se dă voie, unde ți se permite, da? Dacă nu ți se permite, nu voi face. Aici e simplu matematică. Bun. E interesant. Dar manipulator. Deci manipulatorul este manipulatorul clasic. Clasic, excrocul sentimental clasic. Bun.